Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Volvo XC90, varianta 2019, varianta hibrid. Așa, să vă arăt un pic. T8. Așa, și ce vom face în acest proiect, care îl voi numi un proiect exclusiv? Avem la bază acest interior cu această tabletă care este touch, multi-touch și cu multe funcții, dar totuși nu unde ajuns pentru anul corespunzător 2020, iunie, când facem acest proiect. Noi vom elimina practic această tabletă afară, da? Și vom integra un modul pentru această tabletă ca să îl androidizăm cap-coadă, mai exact. Va rămâne tot meniul perfect original, nu vom extrage, nu vom scoate din meniurile inițiale. Vom face o adaptare și vom da un mare plus sistemului. Mai exact, vom avea sistem de Android full cu acces direct din touch-ul aparatului, fără nicio telecomandă, fără nicio altă configurație exterioară vizibilă. Bun. Odată instalat un sistem Android și androidizăm sistemul, vom avea acces la tot ce înseamnă Waze, YouTube, Netflix, Digi Online, Spotify, Deezer, Offline Maps, Google Maps, iGo dacă dorim și multe alte funcții care le poate rula direct din touch, fără, repet, nicio altă sursă exterioară. Tot acestui sistem vom implementa cameră față, spate, ambele panoramice, ambele cu 6 tipuri de lupări, vizionări, ca să vedem în cel mai perfect mod ceea ce se întâmplă atât în spate cât și în față. Cu autocomutare, cu comutare permanentă, cu stabilitate cât doresc eu pe partea de cameră față. Da? Ce înseamnă acest lucru? Iată, uite de exemplu, acum suntem în parking. Da? Iată, introduc în marșalier și el absolut nu reacționează la nimic. Are senzor de parcare spate, video, adică prezintă mașina și prezintă frumos distanța, care vor rămâne și ei activ, da? Doar că în momentul de față el nu știe să comute practic pe o cameră, deoarece nu este existentă. Deci noi vom implementa și sistemul de camere față-spate și sistemul de Android și vom mai face încă o opțiune, monitoare tetiere. Dacă observați un pic aici, voi avea nevoie de o invenție, de aia zis că este mai exclusiv un pic acest proiect, deoarece așa să ne gândim că în acel aparat care este existent, și iară mă repet, de ce spun că este exclusiv acest proiect? Odată că în această tabletă, sistemul acesta de androidizare, abia acum a fost finalizat de coreeni și am așteptat din ianuarie, a fost dată comanda pentru sistemul respectiv și abia acum, de o săptămână, au ajuns importurile și eu voi fi primul în România care voi face această metodă, da, de implementare direct din touch-ul original al Volvo-ului, nu că n-am făcut și la alte mașini, că se poate face inclusiv la Volkswagen, la BMW, sau avem sisteme CarPlay pentru toate tipurile aproape de mașini, care puțin au o dotare puțin mai specială, așa ca să aibă Waze, YouTube și Netflix și tot, cât și alte monitoare schimbabile, doar că aici s-a ținut să se țină aparatul original, să nu se piardă absolut nimic din ceea ce este, doar să se readapteze. Aceste tetiere, dacă le putem numi așa, mai ciudate, da, nu au prindere pe tije, deci nu am să pot să fac o susținere custom, adică nu custom, custom înseamnă ce voi face eu, o susținere total independentă față de ceea ce fac la multe altele, deoarece la multe altele pun pe tija de tetieră, pot foarte elegant ca să-mi prindă monitoarele. Aici va fi nevoit ca să inventez ceva, ca să le pot susține, ca să pot să-i dau unghiul corespunzător și să văd dacă reușesc și varianta de culisare față-spate, depinde cum stă scaunul de la șofer sau scaunul din dreapta, cât de înclinat va sta. Ok,
Hai să dăm bătaie, că avem foarte mult de lucru pe această mașină. Da? Pentru cei care ne urmăriți pe Facebook, deoarece primul clip, prima parte a acestui clip totdeauna este pe Facebook expusă și în comentarii, da, este evoluția pas cu pas, poză cu poză, cum evoluez în această construcție, Facebook-ul meu fiind Sandu Vancea, iar următoarele clipuri video care vor fi legate și se va face un singur film, vor fi pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, așa dacă intrați în playlist-uri și căutați Volvo, secțiunea Volvo, veți vedea întregul film, cap-coadă, fără nicio pauză, cu tot ceea ce s-a realizat și cu tot ceea ce s-a putut adapta pe această mașină și să vedem cât de perfect va funcționa. Sunt foarte curios, sunt foarte mândru că pot să mă numesc primul în România care fac acest proiect. Nu am ce să vă arăt încă pentru că astăzi trebuie să ne ajungă toate piesele. Așa, dar eu mă apuc până atunci de camera față, camera spate care există pe stoc, le montez, după care trecem la evoluția următoare. Ok? Rămâneți cu noi și va urma partea următoare. Cam așa arată haionul de spate, că nu are cameră, se pare că are o locație unde ar fi, practic, cel original. Hai să începem să deschidem tot ceea ce este de deschis, da? Ia să deschidem portbagajul la maxim, după care să eliminăm tapiseria interioară cu totul și să introducem noua cameră. Am eliminat plasticul de sus, de pe haion, de aici din laterale, frumos tot. Acum urmează să vă prezint și clemele, că sunt perfect intacte toate. Deci nu avem niciuna ruptă, niciuna lipsă, deoarece mașina nouă nu ne permitem să facem nicio rană. Și acum să introducem camera. Pe spate vom folosi o cameră cu șurub, care o înfigem, deci îi facem gaura respectivă, o înfigem, avem și un șurub special, de-aia sunt și camere super profesionale. Așa, aici avem conectica cablajul, aici avem butonul cu care vor face 6 tipuri de lupări, de schimbări și va vedea excelent, extraordinar. Bun, hai să trecem la implementarea lui. Gata, partea de cameră spate este gata, terminată. Toate plasticile la loc. Ați văzut că tot este perfect. Nu s-a rupt nimic. Iată și camera de spate, care o găsim aici. Așa, dar o să vă arăt eu mai detaliat când o să scot mașina afară. Ok, hai să trecem să tragem și firele în față, frumos, după care să ne apucăm de camera de față. Am reușit cu chiu cu vai să ieșim inclusiv din compartiment cabină în compartiment motor. Acum aici avem cablajul de cameră care îl bandajăm cu bandă anti-fire. Așa, să-l facem frumos, să nu stea lăbărțat absolut deloc, îl capsăm, clipsăm peste tot și venim cu camera frontală jos, da? Deci revenim cu partea când este și camera de față gata montată. Sârme peste tot, am ajuns jos cu chiu cu vai, foarte greu, deoarece fiind hibrid această mașină, e puțin mai interesant de ajuns la ea. Am decapitat aici, am scos această parte, n-am rupt absolut nimic, aici sunt clipsurile toate intacte, perfect, fără nicio rană pe nimic, și aici avem o sârmă introdusă frumos, nu zgârie, nu rănește pentru că nu-i cu vârful, așa, și așteaptă conducerea cablului de aici, de aici, de aici, acolo, de acolo, acolo, din fiecare punct în punct, tot, peste tot vom conduce toate firele perfect ca să nu încălzească nici radiatorul, ca să fie și fixate, ca să nu se ștranguleze, ca să nu, de la fric, de la cald, să nu se contracteze, dilateze sau una alta, ok? Hai să le tragem. Cablul l-am adus frumos pe jos, l-am prins cu coliere, l-am prins frumos pe aici, l-aduc elegant, fără să stea lăbărțat, fără absolut nicio problemă tehnică să nu aibă. Mai punem încă unul și aici. Așa, și să continuăm. Am ajuns la momentul în care vom extrage inclusiv și aparatul afară ca să putem accesa sistemul de CarPlay, da? Iată, am demontat tot ceea ce trebuie și iată, avem aparatul afară frumos în mână, acesta este golul lui. Este un aparat foarte slim, da? Din punct de vedere tehnic, cam atâta necesită extragerea lui. Acum am acces la cabluri, fire și să vă prezint inclusiv și interfața CarPlay ca și venit. Aceasta este interfața.
despre care tot vorbeam, care necesită instalată. Acum văd un panou din ăsta de butoane, care mi se pare un pic ciudat, nu știu încă ce este, deoarece trebuie să citesc manualul. Aici avem conecticile, ceea ce înseamnă audio-video in, deci aici conectăm camera față, camera spate, putem să-i facem intrare audio-video. Aici avem un mic difuzor extern care mi-e tare drag, ăsta e tare simpatic, așa, ca o incinte micuță, drăguță, deci e un breloc. Aici avem alte fire care trebuie conectate la sistem, da? Aici avem conectica care intră și iese semnalul video, iar aici avem o antenă de GPS. Și aia trebuie bine localizată, trebuie să mă uit dacă are parbriz încălzit, în cazul în care are parbriz încălzit, trebuie să mut antena într-un loc sigur ca să nu fie deranj de ecranare, de pierdere de semnal sau instabilitate de așa zis semnal GPS. Bun, hai să trecem să le implementăm pe toate. Am extins puțin dezmembrarea, mai exact a necesitat să ajungem un pic și în partea dreaptă a vehiculului. Așa, iată și de jos am scos afară comanda, am început să legăm câteva fire și cam atâta trebuie dezmembrat să ajungi la realitate. Acum începem implementarea, mai legăm ce fire sunt de legat, după care începem ansamblarea. Deja văd finalul proiectului. Încet, încet începem ansamblarea, deja monitorul l-am amplasat, interfața este cu câteva fire aici și încet, încet reconstruim tot sistemul. Comanda de jos reasamblată și ea, să vină gurile de ventilație. Dreapta gata, stânga gata, deci prima parte este gata ansamblată. Hai să trecem și aici la inteligență, să ne mai legăm ce avem de legat și să finalizăm proiectul. Într-un final e gata și acest proiect. Iată ce elegant este camera frontal montată. Camera cu 6 tipuri de viziuni, 6 tipuri de lupări, e camera panoramică de 180 de grade plus mai multe alte funcții. Dacă iată, venim la un metru sau jumătate de metru, nu se mai vede absolut nimic. Dar el, practic, va vedea chiar până în capătul străzii, va vedea această diferență de bordură milimetric, vei putea parca foarte super perfect. Da? Asta este varianta cameră frontală. Acum să mergem la camera de spate, unde tot așa vă prezint. Ea este amplasată aici, în această locație. Are expre locația lui. Și ea este o cameră spate panoramică. Este cea mai bestială cameră, atât cea de față cât și cea de spate, a anului 2020. Eu montez deja aceste camere de aproape 2 ani de zile, doar că ce poate să facă această cameră am văzut-o doar pe variantele de Audi A6 2020. Hai să vedem un pic și tetierele, monitoarele, cum se prezintă, cum arată. Și ele au fost un lucru custom. De ce zic acest lucru? Deoarece a necesitat de proiectat un sistem de prindere, pentru că aceste tige de tetieră nu permite absolut nicio integrare, amplasare pe ea, da? Și am făcut ceva super custom, super drăguț. Odată că sunt rabatabile, da? Deci pentru cine e mai înalt, cine e mai scund, pot să ridic în sus, da? Pot să duc în jos dacă vreau. Așa. Să le vedem puțin și din această direcție. Sunt monitoare Android 8.1, nici nu trebuie mai mult. Am să vă prezint că punesc un logo Volvo. Mă duc și dincolo. Iată și de aici cum este vederea. Nu se vede absolut deloc nici cablu. Atâta este, o bucățică mică, dar asta dacă îl cauți, doar o găsești. Și acum vom face o pornire de sistem. A și pornit cu logo Volvo. Am mai dat odată această soluție de repornire, că cu amicul meu n-am reușit să le pornesc instant. Deci pe al meu n-am reușit foarte repede să le pornesc. Iată cum pornește și logo de Android. Da? În față avem Android, în spate avem Android. Deci avem toate posibilitățile și plăcerile aferente. Acolo putem pune USB audio-video. Avem posibilitate de punere card 3-4G. Da? Poate să ruleze direct YouTube și
Netflix, Digi Online sau multe alte posturi TV, cât și Cartoon Network sau orice televiziune care este pentru desene animate și nu numai. Să pornim puțin bolidul. Are o cheie foarte frumoasă. Iată și ceas și hibrid. A pornit, nici nu se aude. Dar da, accelerație, totuși se aud că a pornit acest sistem. Da? Iată, îi dau 1, 2. Țin pe el apăsat. Yes. Și iară 2. Așa. Și atunci vreau să văd pornirea asta de Android când își face intrarea în sistem. 2. Ah, n-am prins-o. De-aia tot apăsam că el practic în varianta când intră în sistem scrie frumos Android tot și pornește foarte repede. Este un Android 8.1 cu 2 GB de RAM. Dar pentru ceea ce ne trebuie nouă, pentru utilizarea lui, este super perfect, da? Merge tot din touch, avem foarte multe opțiuni și este foarte responsiv. Ok, hai să vedem ce avem în prima fază. Avem sistem de navigație cu logo mare, avem YouTube cu logo mare și avem USB video cu logo mare. Eu aici am mai pus camera frontală, inclusiv pe logo, am pus YouTube-ul, Spotify-ul, da? Am pus Waze-ul, iGo-ul și Google Maps-ul. Deci avem din start 3 sisteme de navigație active, da? 2 online și una offline. După care mai avem anumite setări, calibrare, tot așa, YouTube, camere frontală, Google, YouCenter. Cu această aplicație ieșim, intrăm și ne facem mai multe opțiuni. Așa. Aici am Files, putem controla puțin prin Android. Avem Digi24, Google Play, de unde ne luăm anumite aplicații și le actualizăm. Da? Iată Waze-ul, MX Player, Video Player, Maps-ul, Chrome-ul, Galerie, Netflix, Spotify, Pulsar, Settings și iGo. Bun, hai să vedem cu ce începem, da? Deci, aceste icoane mari nici nu le folosesc, că nici nu am nevoie. Hai să începem frumos cu camera frontală, da? Iată, intru frumos în camera frontală, o am activă cât vreau eu. Dacă se observă, am o lupare demențial de mare, deci practic eu pot să văd până în orice colț. Eu de aici, vizibil cu ochiul, nu știu dacă pot sau realizez să filmez, văd inclusiv ce se întâmplă în intersecția din dreapta. Aceasta este o opțiune, da? Am plasat aici frumos două butoane. De ce două butoane? Pentru că și camera frontală și camera dorsală sunt panoramice și pot ambele fi comutabile. Adică pot să îmi fac ce imagine vreau eu. Aștept să vină o mașină care și cred că vine. Iată, eu nu o văd, dar pe cameră o văd, vine de departe, vine încă și uite, acum va apărea, da? Deci de-aia v-am zis că cu această cameră eu pot să văd ceva, ceea ce se va întâmpla cu mult înainte de a ieși dintr-o intersecție. Îi văd încă și acum că merg acolo în colțul stâng. Și acum din stânga îmi vine o mașină, iată, care practic eu nici nu o văd. Sau cred că am văzut-o pe aceea care a parcat, în fine. Așa, și acum, hai să vă arăt ce înseamnă lupare, da. Uite, acum vine din stânga una, iată, că nici nu o văd. Iată, perfect, aici vine mașinuța, care eu am văzut-o direct din intersecție, deoarece chiar am văzut-o când încă venea și se curba pe această stradă. Bun, acum, îi mai fac o lupare, aia înseamnă că îmi lupez frontul puțin în față. Îi mai fac o lupare, da? Asta înseamnă că pot mai agresiv să văd iară că vine o mașină care, iată că nici nu se vede și încă vine și iată, uite, acolo e pe cameră, vine. Deci am văzut-o cu foarte, foarte mult timp înainte, pentru că această cameră îmi lupează intersecția aia și intersecția cealaltă. Deci undeva la, ce să vă zic, undeva peste 50-70 de metri minimum poate să-mi lupeze o secvență care o pot să observ, da? Dacă vreau, acum îmi fac frontul. Ce înseamnă acest lucru? Când mă apropiu de ceva, pot să văd practic bordura de jos, că vă voi face oricum o prezentare acolo la bordura respectivă. Ia să vedem. Acum avem 180 de grade cu lupare stânga și dreapta. Deci pot să văd din toate direcțiile perfect ceea ce se întâmplă oriunde. Și tot așa văd foarte jos și 180 de grade, deci pot să mă și asigur și pot să văd și obstacolul frontal de jos, ok? Și am revenit la imaginea de 180 de grade, care iară este ea. În momentul când introduc în R, da? Iată, am imaginea de spate, care și ea îmi lupează foarte mult, da? Și am iară aici un buton,
Dar bine, o să ziceți buton, buton. Buton pentru că dacă eu vreau să-mi fac alte opțiuni, vreau să apropiu obstacolul de spate, vreau să îmi lupesc stânga-dreapta să văd un pic obstacolele laterale de spate, vreau foarte jos, agresiv să văd în spate, vreau 180 de grade și lupare stânga-dreapta. Da, depinde în ce loc și în cât, uite, lupare de 180 cu lupare de foarte jos. Cât de aproape vreau să mă duc și câte obstacole am în spate. Revenind, de exemplu, în parking mode sau în drive, în ce vreau eu, îmi revine camera frontală până nu o elimin din partea de imagine. Ok? Cum se elimină? Foarte simplu. Apăs odată pe acest buton și îmi revine meniul de Android. Bun. YouTube-ul vreau să-l las ultima dată. Iată, avem Spotify-ul aici. Odată, dacă ești logat, poți să ai acces la foarte multă informație de muzică. Aici avem o opțiune, acest buton albastru, care îi dăm back frumos și putem ajunge direct în sursa inițială. Să vedem așa. Avem trei sisteme de navigații. Avem odată, ia să începem cu Waze, da? Avem oferit sistemului Wi-Fi, sistem Wi-Fi, și iată deja ne și zice că suntem pe William Shakespeare la noi, la numărul 12, și avem acces, putem să-i dăm traffic, police, crash, orice vrem noi, putem să-i dăm foarte elegant orice raport, da? Acest Waze ne zice tot ceea ce înseamnă accidente sau poliție sau camere radar, este foarte util, deci în cazul în care folosești, de exemplu, această aplicație, din 2-3 amenzi poți să-ți iasă această soluție pe mașină. Iată, scriu simplu un Waze, nu știu cum se cheamă strada mea, vine am Shakespeare sau e ciudată, scrii Sound Identity. Da, exact așa poți să scrii la alte firme dacă știi că unde sunt. Ai, îți apare orar, îți apare număr de telefon, îți apare unde este, sunt și poze de la câțiva utilizatori care au făcut aici niște poze, ia să văd dacă le pot accesa, da? Și iată, suntem aici la locația noastră. E dăm back de aici, dacă vă observați un pic, este foarte receptiv touch-ul, deci nu am nicio problemă din punct de vedere de touch, ok? Nu voi închide Waze-ul pentru că vă voi arăta o mare surpriză la final, da? Mă deranjează această opțiune, o ridic mai sus, da? Iată, aici am Google Play, Google Maps-ul și frumos ne zice că suntem la Audio Tuning Center Oradea. Dar totuși eu vreau să știu unde este mai exact Audio Tuning Center. Îi bag aici la search, da? Tot așa, ori Audio Tuning Center, ori Sound Identity. Îi dăm căutare frumos și ne prezintă. Odată că ne prezintă din punct de vedere pe hartă, putem să-i dăm aici la Street View și putem vedea exact unde este această stradă. Stai că l-am tras în jos pe ăsta. Ce mai este în jurul lui, da? Sau cum se află clădirea sau orice altceva. Da, putem derula frumos în Google Maps și putem vedea Street View ce intersecție este aici, poate vă este cunoscută strada. Ok, ieșim și de aici. Casă. N-am închis nici partea de Google Maps, ok? Iată, acum am pornit un alt sistem de navigație care este iGo-ul. El va porni. Îi vom seta limbile. Așa, română, select. Voce românească, distanță, următorul, finalizare. Și iată, a intrat inclusiv și iGo-ul. Odată intrați în această aplicație, avem acces la tot ce înseamnă poiuri, tot ce înseamnă benzinării, poliție, salvare sau orice altceva, în varianta total offline, da? Totul este să-l actualizați și după aceea aveți acces full, inclusiv la iGo. Deci aveți al treilea sistem de navigație disponibil, ați avut Waze-ul, Google Maps-ul și iGo, se mai poate pune Sidejig sau Offline Maps sau orice doriți dumneavoastră. Bun, nu închid nici această aplicație și am revenit la casă. Acum, încerc să vă mai prezint ce mai există pe aici. Avem YouTube, Google Center, DigiOnline. Hai să încercăm DigiOnline-ul în cazul în care va porni. Nu promit, deoarece mai nou DigiOnline-ul necesită să fii conectat la user și parolă. Până în 2019 final au fost funcționale foarte multe posturi de TV, dar acum nu știu dacă
ne mai lasă, iată, trebuie să vă autentificați. În cazul în care te autentifici, poți să ai inclusiv pachetul de acasă și poți să ai acces la mai multe variante de programe, inclusiv la HBO, HBO Go și multe altele. Bun? Deci aveți un sistem de telefonie deja aici activ. Deci de două ori pentru a ieși. Între timp, priviți, vă rog, că este foarte receptiv din punct de vedere tehnic, da? Iată, aici avem partea de Google, www sau identity.ro sau orice altă căutare. Iată ce frumos vi se prezintă rezultatul, unde în shop în curând, nu peste mult, sperăm că în cel mai scurt timp să rezolvăm și această soluție, iar în proiecte, dacă se intră, puteți căuta câteva proiecte de ale noastre. Viteza sistemului în varianta de navigare constă în ceea ce îi oferiți, adică ce net îi oferiți. Eu, de exemplu, am făcut un hotspot cu acest telefon exact cu care filmez pentru această prezentare, să vă pot prezenta cât mai multe, pentru că am internet foarte bun. Iată, aici avem Google Play-ul, de unde putem să intrăm și să ne luăm orice aplicație dorită de noi, da, care o utilizăm, și putem să intrăm la apps-uri aici și putem să actualizăm dacă este ceva de actualizat. Iată, avem 3 update-uri necesare care se vor face după ce vom termina practic această parte de filmare. Bun. Ia să vedem ce mai este și aici. MX Player, de aici putem rula practic fișiere video. În cazul în care avem un fișier video, ca și aici, iată ce frumos va fi, frumos redat. Avem inclusiv și ton și voce și orice, pentru că așa este făcut sistemul, ca să aibă posibilitatea de a... Iată, ca să aibă și sistemul audio activ din punct de vedere acustic. Imaginea este aceasta, deci poate fi și zoomuită, iată, da? Ce frumos, nici nu știam asta. Doar cât am pus acum degetul pe ecran și am încercat să-l măresc, doar că puțin totuși pierzi din detaliile, așa zis, clipului. Dar, repet, se poate face cât de mare doriți sau chiar cât de mic dorești. Sunt posibilități și posibilități. Bun, acum... Ia să vedem. Și de aici poți să selectezi ce vrei tu. Iată, intru în celălalt folder, îi pun, de exemplu, acest clip. Așa, resume. Iată, ce frumos. Dacă vreau să-i pun doar un ceas din ăsta, dar nu pot numai așa împreună. Da? Asta e o melodie puțin mai agresivă din punct de vedere muzical, pentru că este pentru bașii grei, exact cum le zic eu, pentru ceea ce ne ocupăm noi. Bun, dar dacă vrem să punem, ia să vedem, ceva puțin mai mișcător. Să vedem un pic. Am pus pe pauză. Aici se pare că ne-a intrat o reclamă. Putem alege și varianta de YouTube. Vanced, exact cum o cheamă pe mine, Vance. Și poți să-l faci să nu ai absolut deloc nicio reclamă sau niciun nicio altă afișare direct peste videoclip, ok? Bun, acum el merge după MP4, deci varianta aceasta este video USB video player, deoarece are și USB video player, și HDMI in, și HDMI out, deci le putem lega și la tetierele care vi le-am prezentat. Are toate variantele. Bun, hai să ieșim și de aici afară. După care, așa, ce mai avem să vă prezint aici? Iată, avem și Netflix-ul. În cazul în care aveți cont la Netflix, puteți să îl utilizați. Am încercat puțin să ne legăm, dar totuși nu știm parola. Deci, în cazul în care vă logați, aveți acces full. Depinde de abonamentul dumneavoastră. Bun, deci avem Netflix, avem DigiOnline. Repet, necesită doar autentificare în ambele variante. Da? Așa, ia să vedem ce ne-a mai rămas aici, rapid, Spotify, Netflix, Chrome, una alta, YouTube-ul, da? Iată, pe YouTube, aici putem foarte frumos să găsim tot așa, desene animate, iată, Cars, trailer, putem să ne uităm la o plăcere video, după care putem să alegem altă secțiune, iată. Hook him up.
Deci au și copiii, practic, posibilitatea de a se distra inclusiv în față, cât și în spate, deoarece avem monitoarele în spate, da? Bun. Ia să-i dau un alt clip, că cred că am o altă secvență de clip unde este puțin mai mare partea de video. Bun. Să-l fac mic și acum. Deci, puteți intra să ascultați clipuri video, să ascultați tot felul de documentare, tot felul de plăceri de ale de noastră, sau în cazul în care vreți să ne găsiți pe noi pe YouTube, iată ce e simplu, numai e scris Sound Identity și aici ne găsești acest logo sau câteva proiecte de ale noastre. Dar intri pe acest logo, te abonezi în cazul în care vrei să vezi mai multe despre noi și intri aici la playlist-uri. La playlist-uri iar poți să cauți Audi, BMW, orice, da? Și poți să vezi încă 28 de elemente în secțiunea Volvo, care este, ia să vedem repede aici, așa, Volvo, uite aici avem practic 3 proiecte, avem XC90 varianta veche și încă 2 car kit-uri, unde va fi el și cu sistemul de monitoare separat și cu sistemul de CarPlay, deci această androidizare care am realizat-o, o veți putea viziona aici. În cazul în care vreți să vedeți videourile care le pun întotdeauna, așa pas cu pas, puteți să dați pe video și să le vedeți practic în derulare, exact așa cum sunt ele puse. Iată, de exemplu, avem și evacuare electronică care o putem monta practic pe mașina dumneavoastră, inclusiv pe acest Volvo, mai ales fiind el hibrid, se poate pune acest sistem și puteți avea o tonalitate, iată. Aceste... Una mai rapidă, mai lungă. Aceste sisteme de evacuare sunt expre pentru mașinile care sunt foarte silențioase, da? Dacă intrați în secțiunea Max Aust Exhaust la noi în playlist-uri, puteți să vedeți mai multe tipuri de asemenea evacuări electronice realizate, doar că vă recomand să le ascultați cu căști, da? Schimbă. Stai. Aici dă un 1200 vreo 5 secunde. Ascultă. Bun. Deci nu uitați, canal Sound Identity și puteți să vedeți foarte multe sisteme interesante. Ok, hai să revenim un pic la ce surpriză am vrut să vă las în ultima variantă. Exact varianta de suprapunere de screen, split screen, da? Exemplu, deschid Waze-ul, da? Iată. Aștept să se deschidă. Îi dau așa. Țin lung aici și pot să-i pun, de exemplu, YouTube-ul. Cred că n-am făcut eu bine. Țin lung aici, așa, și pun Waze aici. Da? Deci, de exemplu, acum eu mă uit pe acest videoclip sus, da? Și jos îmi rulează mie partea de Waze, da? Și sunetul merge în continuare. Bun. Acum, dacă vreau să fac o altă opțiune, am scos afară split screen-ul, da? Închid YouTube-ul. Iată, l-am închis. Rămân cu Waze-ul deschis. Și pe partea de Waze vreau să mai suprapun eu, de exemplu, așa, deci YouTube, Netflix nu ne interesează, MX Player nu ne interesează, Google Play nu ne interesează, Digi Online nu ne interesează. Înseamnă că trebuie puțin să îmi deschid eu, iar, de exemplu, și pe el, da? Iată, e deschis. Îl pun acum eu aici. Ah, n-am fost atent. Așa, îl pun aici. E mai ciudat un pic și să filmez și să le pun. Aici, iată. Am făcut altfel. Am pus Waze-ul sus și am pus iGo-ul jos, da? Deci în cazul în care vreau iGo-ul sau în cazul în care vreau Waze-ul, pot să-i dau control la ambele ce anume vreau sau ce anume caut, da? Iată, îi dau aici iară, de exemplu, Sound Identity, îmi vine tastatura exact pentru Waze. Vreau să caut aici jos prin
I go? Îl caut aici jos, da? Bun. Ia să vedem puțin aici meniul principal, acasă. Ok. Acum fac iar un alt split screen. Așa. Acum îl fac cu Google Maps-ul. Iată. Deci avem și Google Maps și Waze, ambele, unul sus, unul jos, da? Deci disponibile. Dacă vrem iGo-ul cu YouTube-ul sau YouTube-ul cu Waze-ul sau oricare combinație, le putem face foarte elegant pentru că sunt perfect comutabile și sunt accesibile. Unde dai, acolo îți răspunde practic partea aceasta de accesare, da? E ceva super fain. Sau dacă nu vrei navigație, vrei YouTube-ul cu alt MX Player, de exemplu, tu jos vrei să vezi pe YouTube ceva, sus vrea să vadă desene animate altcineva și așa se poate combina toate soluțiile în parte. Bun, hai să mai vedem încă, să mă duc un pic în sus, să mai văd încă un stil de parcare care aș vrea eu puțin să vi-l prezint, mai ales la acea bordură care este așa. Ia să-i dau un drive și să mă duc până la bordura frontală ca să văd. Așa, stai un pic să văd o chestie. Voi și activa partea de cameră frontală, ca asta aș avea eu nevoie. Așa, mă voi apropia acum de obstacol. Mă duc relaxat, că acum văd că nu vine absolut nimeni și mă voi apropia puțin de obstacolul frontal. Odată apropiat aici, iată, eu nu mai am ce să văd din acest bot mare. Dar, apăsând pe funcția noastră de vizibilitate, mă ajută foarte mult cât să mă duc, să mă duc, să mă duc și cât pot să văd. Iată, hai să vedem cam atâta și totuși îi dau un pic în spate, da? Îi dau pe marșalier un pic. Așa că vreau să vin la limită. Iată, se supraactivează fața. Mai un pic. Ups, uite atât. Ca să văd eu expre. Bun. Ca să fiu expre, să zic așa, în diferență. Aș avea o diferență practic atâta de la bordură. Ia să vedem dacă este reală, că voi coborâ un pic și să prezint soluția. Exact ce ați văzut în cameră, exact asta veți vedea și aici. Exact cum am zis, veți avea puțin, deci nu mult, mai ales când îți face și ochi de pește și îl vezi demențial de bine. Eu zic că nu v-a păcălit absolut deloc acest ochi și mai ales cu un asemenea bolid cu capotă foarte înaltă, eu zic că poți să parchezi și să vezi demențial de bine. Hai să vedem acum când trecem și ieșim cu spatele, cum ne va ajuta și camera de spate. Ia să vedem drive, da? Acum eu văd 180 de grade. Am butonul celălalt cu care vreau să îmi lupesc puțin așa, ca totuși să văd mult mai bine ce se întâmplă în spatele nostru. Ok? Deci vine o mașină pe stânga, care este acolo, am văzut-o de mult, deci înainte să vă zic, deja ea era vizibilă. Așa, mai aștept, vine un biciclist. Practic aici se vede inclusiv ce se întâmplă în intersecția cealaltă. Da, eu zic că pot să și plec, că nu vine absolut nimica. Perfect, vine o dubă, da, e departe. Bun. Așa, și iată cât de panoramic și cât de bine vede ceea ce se întâmplă în spate. Mai apăs o dată, vreau să văd bordura de spate. Mai apăs o dată, văd tot trotuarul și îmi lupează stânga cu dreapta. Mai apăs o dată, văd trotuarul de jos și văd trotuarul în normal. Sau așa îl văd panoramic. Ia să mă mai duc un pic cu ea în spate, puțin. Hai să vedem aproximativ până la acea dungă, să zicem că ea ar fi dunga limită. Da? Încă un pic. Atât. Atât ar fi perfect. Și acum să ies. Fac parking mode.
Așa. Noi suntem și pe camera de față, practic. Trebuie să trag frâna, să-i apăs frâna de mână. Camera de față o fac frumos panoramică, să fie perfect vizibilă. Și acum să văd în spate ce am reușit să realizez. Iată și aici, dacă o luăm după dungă, e exact, exact ceea ce trebuie. Deci nici aici n-aș avea diferență de, practic, două pagi. Super, perfect. Pot să zic că este un proiect foarte reușit din punct de vedere tehnic și din punct de vedere funcțional. Da? Deci avem, repet, cameră față, cameră spate, 180 de grade, 6 tipuri de vizionări pe ambele, cu un foarte mare ajutor în ghidare, parcare, apropiere și orice altceva. Așa, avem sistemul nostru de Android. Iar sistemul Android, după câte v-am zis, este full cu 1, 2, 3 sisteme de navigație. Avem Waze, avem iGo, avem Google Maps, avem YouTube-ul, Spotify, sistemele de telefonie, Netflix, Digi Online, Digi24, putem pune și pentru copii diversificități de TV, Direct Children's, dacă găsiți, avem Chrome-ul, deci putem căuta și avem accesibilități maxime. Tot acestei mașini, da, în viitor vom încerca să-i adaptăm un sistem de pornire din telefon, din ceas inteligent, din pagers și din mai multe, să-i pune și taguri de Bluetooth când se, când se apropie de mașină, să aibă acces să poată să pornească mașina. Dacă nu are tagul de Bluetooth, nu mai poate să facă această opțiune și multe, multe alte, așa zis, opțiuni care le mai poate avea un sistem de alarmă, inclusiv cu monitorizare GPS, ca să poată să știe unde este mașina în timp real și tot, tot, tot. Da? Doar că, vedeți, această mașină este puțin mai complexă în cazul în care nu spui centura, nu pornește, în cazul în care pedala de frână este cu un senzor care schimbă voltajul și acolo avem un pic de, așa zis, nevoie de niște informații încă să putem updata sistemul de pornire din telefon. Ok? Bun! Nu uitați, cine aveți un asemenea automobil și nu aveți sistemul de navigație, aveți toate posibilitățile. Nu numai la Volvo, la foarte multe mașini putem face și adapta sisteme de navigație care merg direct din tastatura originală, din touch original, la Volkswagen, la Toyota mai făcut, da? Cele care au touchscreen original, deja putem updata la Citroen, C-Crossfer, la orice variantă 2017, 18, 19 și chiar din 15 sus, da? În cazul în care nu aveți navigație, se poate face exact aceeași lucru, se poate androidiza sistemul și aveți o chestie foarte, foarte multiplă. Cu toate acestea, ce să vă mai spun, că ne găsiți pe www.soundidentity.ro, da, /shop, unde puteți găsi încă sistemul în construcție. La proiecte găsiți câteva proiecte de ale noastre, da? Ne mai găsiți pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde în cazul în care vă abonați și intrați în playlist-uri, puteți să căutați, repet, Expre după tipul de autoturism al dumneavoastră, Audi, Mercedes, BMW și puteți găsi multe proiecte aferente acestei variante, da? Și ne mai găsiți pe Facebook, Sound Vancia sau Sound Identity Hifioradea. De aici pe YouTube totdeauna veți vedea ce începe pe Sound Vancia, așa pe Facebook, aici veți găsi practic finalul. Ok? Ceea ce vedeți aici, repet, e adaptabil pe foarte multe variante și soluții multe găsiți aici. Eu am fost Andu, în cazul în care v-a plăcut acest clip, nu uitați, abonați-vă, subscribe și vă mai aștept pe canalul nostru unde veți găsi totdeauna tehnologia zilei de mâine. Mulțumesc, la revedere!